Bună și bună să vă fie inima. Numele meu este Adrian Crampa și vom vorbi în această emisiune despre imunitate și factorii care participă la o bună imunitate. Cum să-ți activezi sistemul de apărare? În emisiunea trecută vorbeam despre faptul că sângele joacă un rol important. Și vorbeam despre faptul că oasele joacă un rol deosebit de important în producerea sângelui. Pe de altă parte, vorbeam despre importanța rinichilor, de faptul că dând comenzi corecte către rinichi, aducând energie în rinichi, noi putem să dăm comenzi tuturor participanților în această muncă de creare a unei bune imunități. Așa cum spuneam, dacă ai armată, ai soldați, ai polițiști, ai paznici, ai trupe speciale de intervenție, ai fabrici, hrană, ai reparatori și nutrienți de calitate, deja ai bazele care să susțină o bună imunitate. Un alt element important este antrenarea acestora pentru a fi competitive. Noi trebuie să învățăm să antrenăm ganglionii limfatici pentru a avea un bun antrenament al limfei. Trebuie să învățăm să antrenăm timusul pentru a antrena limfocitele T. Aceste comandouri, acești soldați Rambo, care întâi trag și apoi mă întreabă cine. Imunitatea în general este o imunitate generală, împărțită în două, o imunitate generală și o imunitate specifică. Dar, indiferent la ce ne referim, toate au nevoie de antrenament. Deci, antrenarea splinei este esențială, pentru că splina poate să controleze modul în care anumite celule stem care sunt defecte, anumite celule implicate în sistemul de apărare care sunt defecte, le poate controla în sensul că le poate distruge ca acestea să nu se mai transforme în celule canceroase. Deci, splina joacă un rol important. Ea controlează nivelul armatei, controlează calitatea armatei și controlează modul în care se mișcă armata. Deci, noi când discutăm de hematopoeză, noi discutăm de la apariția celulelor stem până la specializarea lor în funcție de cerințe și necesități. Adică celulele omnipotente vor deveni unipotente, în sensul că se specializează pe zona unde vor face înlocuirea celulelor vechi. Splina este cea care verifică competența celulelor albe, și ce nu corespunde, le distruge. Avea o splină care să lucreze bine înseamnă a avea o armată de super calitate. Dacă celulele stem sunt deja defecte și vor înlocui celulele bătrâne, atunci noua generație va deveni sensibilă la diferite boli sau forme de degenerare celulară. Deci, pentru a nu ajunge la așa ceva, avem nevoie de energie în organe și în special în cele implicate în antrenarea sistemului limfatic. Când noi vorbim de limfocitele B, noi vorbim de acele limfocite care sunt antrenate la nivelul intestinelor. Și este foarte important să înțelegem că un sistem digestiv plin de gaze va duce la blocarea sângelui și la blocarea ciunii. Lucrul acesta va invalida antrenarea trupelor de apărare. De aceea, noi trebuie să găsim o metodă prin care să eliminăm gazele și să ventilăm intestinele. Dacă înțelegem acest lucru, și înțelegem că masajul abdomenului este esențial pentru a antrena limfocitele, noi am făcut pasul hotărător pentru acest sector de armată. Când noi vorbim de picat și intestinul subțire,
și ele, la rândul lor, joacă un rol hotărător în antrenarea trupelor. Nu uitați că ficatul este cel care preia toate toxinele și le încapsulează pentru a fi eliminate. Dacă ficatul nu este curățat și nu este întreținut corect, atunci ficatul va avea o mare problemă, în sensul că va deveni mălos, vâscos, toate acele canalicule de la hepatocite, canalicule colectoare ale bilei, care duc bila către vezica biliară. Oamenii zic, nu, domnule, că vezica e de vină. Nu de vină vezica. Vezica este doar capul ispășitor, în sensul că ea este un vas colector. Calitatea bilei este legată de calitatea ficatului. Deci, pasul 2 este cum să antrenăm armata. Pasul 3 este calitatea taberelor de antrenament și modul în care noi organizăm aceste tabere și implicăm atenție și prezență din partea noastră pentru ca soldații care sunt pregătiți efectiv să aibă onoare, fidelitate față de apărarea acestei proprietăți care suntem noi. Așa că, continuând discuția despre limfocite și limfă, vom vorbi despre ganglionii limfatici. Subfior, la nivelul subfiorilor, la nivelul gâtului, la nivelul inghinal, la nivelul coastelor. Și bineînțeles, toate acestea au nevoie de energie, să injectăm energie în zona respectivă, pentru ca tabăra, primind energie, să poată să își recapete toate funcțiile de pregătire. Pentru ca armata să se lase antrenată și să lupte până la moarte pentru tine, trebuie să petreci timp cu ea. Adică în fiecare zi să petreci un timp. Să împarți responsabilitatea și susținerea, cu alte cuvinte să-i dai atenție. Pentru ca să înțelegem acest factor, să anume acordarea atenției, de ce este atât de important, păi este important. La ora actuală toată lumea luptă pentru atenția noastră. Toată lumea vrea să ne preia atenția, să o preia către ei. Deci, toți aleargă după atenția noastră, să ne țină atenția ocupată. Ce înseamnă asta? Înseamnă acordarea unei credibilități și folosirea ei, dacă nu suntem atenți, în avantajul lor. Deci, un alt aspect, când vorbim despre marea tabără de antrenament, se anume intestinele, vorbim despre microbiom. Ce este, cum se dezvoltă, cum se invalidează. În urmă cu mai bine de 30 de ani, spuneam că microbioamele reprezintă interfața dintre om și univers, dintre om și Dumnezeu, fiind implicate ca o etapă obligatorie în fiziopatologia bolilor cronice. Între timp s-au descris multe tipuri de axe legate de creier, legate de plămâni și legate de piele și nu numai. Deci, cercetările în acest domeniu avansează cu pași mari. Dar ce ar trebui să înțelegem este că acest microbiom era cunoscut încă din antichitate. Dacă privim în medicina taoistă, medicina ayurvedică și în tradiția popoarelor, noi vom observa mâncăruri care se bazează pe microfermenți, adică se bazează pe cultivarea unor bacterii care sunt necesare corpului uman. Deci, oamenii încă din antichitate foloseau produse fermentate, începând cu banala bere, care își aduc un aport extraordinar din punct de vedere pre, pro și parapro și postbiotic. Un exemplu, oamenii iau probiotice, dar ei trebuie să înțeleagă că elementul central care încurajează dezvoltarea și
ca probioticele să se atingă obiectivul este cât de multă biotină luăm noi, vitamina B7. Deci, să nu uităm că consumând o masă cu multe dulciuri, înseamnă 7-8 zile de vitamina B7 sacrificată. Asta înseamnă că ne trebuie suficient de mult timp ca să ne refacem flora. Deci, ar trebui să citim despre relația dintre zaharul și biotină. Dacă noi aducem suficientă biotină în corp, atunci noi putem să cultivăm acest microbiom. De fapt, este vorba de o interfață a întregii lumi vii. Peste tot, dacă noi observăm, orice formă de viață ascunde un microbiom. Deci, microbiomul acesta este o populație de ființe vii care te ajută în a trăi viața, în a-ți acoperi necesitățile, în a te proteja de câmpuri electromagnetice, geomagnetice sau câmpuri solare sau câmpuri cosmice, hrana, factorii climaterici, emoțiile și medicamentele. Reține-ți, aceeași sursă de MF, de câmp electromagnetic, field, pe unul poate afecta atât și pe unul poate afecta atât. În momentul în care am început să lucrăm cu aparate care măsoară rezistența omului la influența câmpurilor electrosmogului, ne-am dat seama că electrosmogul e același, dar modul cum reacționează fiecare este diferit. Și asta a fost o mare descoperire. Și am zis, wow, foarte tare. Deci, a avea grijă de flora ta este similar cu a avea grijă de fabricile tale, care ar trebui să aibă lucrători buni, personal TESA, specialiști, cercetare și, bineînțeles, distribuție. Asta este o parte importantă în dezvoltarea imunității și în asigurarea necesarului de substanțe greu de găsit. Dacă noi ne gândim la intestinul gros, la intestinul gros noi putem să localizăm o zonă mare care este ca o fabrică, care e ca un alchimist și care, dacă are o floră propice, poate să producă majoritatea substanțelor pe care noi nu le găsim în afară. Și atunci putem spune că da, merită să avem o atenție deosebită pentru floră. Deci, haideți în final să vorbim un pic despre răceală sau modul golaș de a umbla iarna și cum ajungem noi să răcim. În primul rând, răceala și gripa sunt mecanisme normale, naturale, de detoxifiere. Mari profesori în medicină au spus clar că de 2 ori pe an omul se adaptează la noua perioadă climaterică și se adaptează la noile câmpuri solare, lunare și, bineînțeles, stelare. Ce spun chinezii? Cum ar trebui să ne dăm seama că noi ne apropiem de o răceală? Când deja noi avem nasul rece, se apropie o răceală. Suntem la 2, 3, 4 zile de răceală. Ar trebui să facem ceva să fie cald. Dacă noi avem nasul cald și fruntea rece, atunci imunitatea noastră este bună. Când avem mâinile reci, adică atunci când noi coborâm temperatura la nivelul extremităților sub 28 de grade Celsius, trebuie să luăm măsuri urgente, pentru că în decurs de 2-3 ore până la câteva zile, noi putem
să răcim. Când deja apar frișoanele, această energie perversă a frigului deja a pătruns în meridiane, a pătruns în noi. Și noi avem nevoie de căldură. Deci, ce m-a mirat pe mine acum mai bine de 40 de ani când am luat primul contact cu civilizația și cu gândirea chineză? Ei se încalță foarte bine. Ei poartă izmena, deci până la brâu sunt blindați, până la gât moderați, de la gât în sus modesti. Ce înseamnă lucrul ăsta? Ei au localizat că extremitățile pierd energie. Și dacă vă aduceți aminte în toată istoria omenirii, veți vedea purtatul acelor gambiere, bratiere, și așa mai departe, centură și la nivelul glutului, întotdeauna ungure. Instinctiv sau intuitiv, oamenii au localizat zonele prin care noi pierdem foarte multă energie de apărare. Deci, în perioada asta, fără nicio rușine, a trebuit să vă faceți rost de indispensabil, sunt indispensabili termali foarte buni. Cu bluză de corp termală este o soluție extraordinară. Nu frica de răceală ar trebui să fie motiv, ci dorința de a economisi energia, viața, energia vieții, a o economisi și a o direcționa către alte zone de interes. Deci, importanța căldurii și energiei infraroșie este cunoscută de foarte mult timp. În toate călătoriile mele în China am văzut că așa zisele sobe de teracotă sau din pământ, din lut, erau folosite în perioada rece, oricât de maestru erau ei, întotdeauna foloseau acest sistem de încălzire. Să nu uităm celebrul pat de jad al împăratului, care era încălzit cu zeratic și în felul acesta împăratul avea mereu o circulație bună. Când sângele devine rece, noi trebuie să înțelegem că căldura condiționează foarte multe din reacțiile chimice din corp. Noi am învățat la chimie despre influența căldurii asupra reacțiilor chimice, de la reacțiile banale până la modul în care lucrează enzimele, digestia și așa mai departe. Deci, apa caldă. Chinezii, noi avem senzația că ei beau mult ceai. Nu, ei când sunt acasă între ei, beau multă apă caldă, apă fierbinte. Cât de fierbinte? Să poată să pună mâna și să ia, ei au cescuțe fără toartă și dacă ei pot ține mâna lejer pe cană, fără să frigă, e ok, apa aceea e bună. Dacă îi frige puțin, nu e bună. Dacă deja e mai rece și ține destul de lejer și aproape că îngheață un pic mâna, nu e bine deloc. În încheiere, aș vrea să mă atrag atenția la mâncarea caldă. O mâncare caldă, o mâncare bogată în nutrienți, o mâncare care să stimuleze respirația, să stimuleze digestia, cu tot felul de condimente carminative în perioada aceasta, este binevenită. Somnul este important. Căldura de la picioare în timpul somnului, dacă ne aducem aminte de bătrânii noștri, de oameni din trecut, care foloseau ori o cărămidă încălzită în cuptor, o puneau la picioare și degaza căldură, ori dacă nu, foloseau o sticlă cu apă caldă. Mai târziu avea să apară acele punți de cauciuc în care punea apă caldă și degaza apă caldă mult timp. Și apoi avea să apară acele sisteme electrice, perne electrice, pe care nu vi le recomand, dar saltările cu infraroșii, jad, turmalină și așa mai departe, sigur. Deci, în timpul somnului s-a observat că căldura în zona picioarelor este extraordinară.
și că liniștește somnul. Dacă vă monitorizați somnul, veți vedea că oxigenarea este mai bună. Veți vedea că somnul se desfășoară în parametri mult mai buni. Toate ciclurile somnului sunt bune. Veți observa că în loc să folosiți energia pentru a vă încălzi, folosiți energia pentru a vă repara și pentru a vă pregăti pentru o nouă zi. Răceala și gripa sunt mecanisme normale de detoxifiere, primăvara și toamna. Transpirația și băile calde. Să nu uităm că peste tot, și la noi, erau înainte băile comunale. Oamenii plecau la băi. Făceau băi de aburi, saune și așa mai departe. Transpirau. A menține această capacitate de a transpira înseamnă a ți asigura o bună circulație limfatică, o bună circulație periferică și, bineînțeles, o imunitate bună. În încheiere, vă spun numai de bine, sărbători frumoase și ne vom vedea într-o emisiune viitoare. Numai bine!